Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Când Iisus a venit să își facă lucrarea, a fost sub îndrumarea Duhului Sfânt. El a făcut ceea ce a dorit Duhul Sfânt și nu a fost conform epocii legii din Vechiul Testament sau conform lucrării lui Iahve. Deși lucrarea pe care a venit să o facă Iisus nu a fost de a respecta legile lui Iahve sau poruncile lui Iahve, sursa lor era una și aceeași. Lucrarea pe care Iisus a făcut-o a reprezentat numele lui Iisus și a reprezentat epoca Harului. Cât despre lucrarea făcută de Iahve, aceasta l-a reprezentat pe Iahve și a reprezentat epoca legii. Lucrarea lor a fost lucrarea unui singur spirit în două epoci diferite. Lucrarea pe care a făcut-o Iisus a putut să reprezinte doar epoca Harului, iar lucrarea pe care a făcut-o Iahve a putut să reprezinte doar epoca legii din Vechiul Testament. Iahve doar i-a îndrumat pe oamenii din Israel și Egipt și toate națiunile de dincolo de Israel. Lucrarea lui Iisus în epoca Harului din Noul Testament a fost lucrarea lui Dumnezeu sub numele de Iisus, în timp ce El îndruma epoca. Dacă spui că lucrarea lui Iisus se baza pe cea a lui Iahve, că El nu a inițiat nicio lucrare nouă și că tot ceea ce a făcut El era conform cuvintelor lui Iahve, conform lucrării lui Iahve și profețiilor lui Isaia, atunci Iisus nu ar fi Dumnezeu devenit trup. Dacă El și-ar fi desfășurat lucrarea în acest mod, El ar fi fost un apostol sau un lucrător al epocii legii. Dacă este așa cum spui tu, atunci Iisus nu ar fi putut să deschidă o nouă epocă. Nici nu ar fi putut să facă o altă lucrare. În același mod, Duhul Sfânt trebuie să-și facă lucrarea în principal prin Iahve și, în afară de Iahve, Duhul Sfânt nu ar fi putut să facă nicio lucrare nouă. Este greșit ca omul să înțeleagă lucrarea lui Iisus în acest mod. Dacă omul consideră că lucrarea făcută de Iisus a fost conform cuvintelor lui Iahve și profețiilor lui Isaia, atunci Iisus a fost Dumnezeu întrupat sau a fost unul dintre profeți? Conform acestei perspective, nu ar exista o epocă a Harului, iar Iisus nu ar fi întruparea lui Dumnezeu, căci lucrarea pe care a făcut-o El nu ar putea reprezenta epoca Harului, și ar putea reprezenta doar epoca legii din Vechiul Testament. Ar putea fi doar o nouă epocă în care Iisus a venit pentru a face o lucrare nouă, pentru a lansa o nouă epocă, pentru a depăși lucrarea făcută anterior în Israel și pentru a-și efectua lucrarea nu în conformitate cu lucrarea făcută de Iahve în Israel sau cu vechile sale reguli, ori în conformitate cu vreun regulament, ci mai degrabă să facă noua lucrare pe care El ar trebui să o facă. Dumnezeu însuși vine să deschidă o nouă epocă, iar Dumnezeu însuși vine să aducă sfârșitul epocii. Omul este incapabil de a face lucrarea începerii unei epoci și finalizării acesteia. Dacă Iisus nu ar fi finalizat lucrarea lui Iahve după ce a venit, atunci aceea ar fi fost dovada că El a fost doar un om și că era incapabil de a-L reprezenta pe Dumnezeu. Tocmai pentru că Iisus a venit și a încheiat lucrarea lui Iahve, a continuat lucrarea lui Iahve și, în plus, și-a îndeplinit propria lucrare, o nouă lucrare, dovedește că aceasta era o nouă epocă și că Iisus era Dumnezeu însuși. Ei au săvârșit două etape total diferite ale lucrării. O etapă a fost îndeplinită în templu, iar cealaltă în afara templului. O etapă a fost de a conduce viața omului conform legii, iar cealaltă a fost de a oferi o jertfă de păcat. Aceste două etape ale lucrării au fost diferite în mod considerabil. Aceasta desparte noua epocă de cea veche, și este absolut corect a spune că sunt două epoci diferite. Locația lucrărilor a fost diferită, conținutul lucrărilor a fost diferit,
iar obiectivul lucrării lor a fost diferit. Astfel, ele pot fi împărțite în două epoci: Noul și Vechiul Testament, adică epocile vechi și cele noi. Când a venit Isus, el nu s-a dus la templu, ceea ce dovedește că epoca lui Iahve se încheiase. El nu a intrat în templu, deoarece lucrarea lui Iahve în templu se terminase și nu trebuia să fie făcută din nou, iar să o facă din nou ar fi însemnat să o repete. Doar prin părăsirea templului, prin începerea unei noi lucrări și prin deschiderea unei noi căi în afara templului, a putut el să aducă la apogeu lucrarea lui Dumnezeu. Dacă el nu ar fi ieșit din templu pentru a-și face lucrarea, lucrarea lui Dumnezeu ar fi stagnat pe fundația templului și nu ar fi existat niciodată schimbări noi. Și astfel, când Isus a venit, nu a intrat în templu și nu și-a făcut lucrarea în templu. El și-a făcut lucrarea în afara templului și, conducându-i pe discipoli, și-a desfășurat liber lucrarea. Plecarea lui Dumnezeu de la templu pentru a-și face lucrarea a însemnat că Dumnezeu avea un nou plan. Lucrarea sa urma să se desfășoare în afara templului și să fie o nouă lucrare, neîngrădită în punerea sa în aplicare. De îndată ce Iisus a ajuns, el a finalizat lucrarea lui Iahve din timpul epocii Vechiului Testament. Deși ei erau cunoscuți sub două nume diferite, același Duh a fost acela care a îndeplinit ambele etape ale lucrării, iar lucrarea făcută a fost continuată. Întrucât numele era diferit, iar conținutul lucrării era diferit, epoca era diferită. Când a venit Iahve, aceea a fost epoca lui Iahve, iar când a venit Isus, aceea a fost epoca lui Isus. Și astfel, cu fiecare venire, Dumnezeu este cunoscut sub un nume. El reprezintă o epocă și el deschide o nouă cale. Și cu fiecare nouă cale, el își asumă un nou nume, care arată că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi, și că lucrarea sa nu se oprește niciodată din a progresa. Istoria merge întotdeauna înainte, iar lucrarea lui Dumnezeu merge întotdeauna înainte. Pentru ca planul său de gestionare de 6.000 de ani să ajungă la sfârșit, trebuie să continue să înainteze. În fiecare zi, el trebuie să facă o nouă lucrare. În fiecare an, el trebuie să facă o nouă lucrare. El trebuie să deschidă noi căi, trebuie să lanseze noi epoci, să înceapă o lucrare nouă și mai măreață și împreună cu acestea să aducă noi nume și noi lucrări.